De asta ați aplaudat cu așa multă râvnă, că e vorba de mâncare. Duminica trecută am avut anunțuri, cred că dacă stau să mă uit așa, m-am uitat după aia să văd, cred că ori dura vreo 15-20 de minute. Și așa că nu se mai repet ce am spus și atunci. Cred din toată inima că Biserica Lumina, începută deja de 3 ani și ceva, devine o lumină tot mai puternică. Aici la Oradea și de ce nu în toată țara. Cred că pasul pe care l-am făcut în privința achiziției noului lăcaș ne va permite ca toate lucrările pe care acum le facem la nivelul acesta de început sunt sămânțe puse acolo în ogorul lui Dumnezeu care vor crește și așa cum v-am spus, noua locație ne va permite să facem toate lucrările acestea la un alt nivel. Și cred că în scurt timp, dacă Dumnezeu mai ține lumea asta, vom fi cea mai mare biserică penticostală din Oradea. Amin. Și să facă Dumnezeu să fie în Oradea biserici penticostale și nu numai evanghelice, de mii de membri. Și tot orașul să se întoarcă la Domnul. Amin și la asta. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine. Acum am zis cuvântul penticostal și știu că nu toți veniți neapărat ca origine dintr-o biserică penticostală, dar astăzi e Sărbătoarea Națională a Penticostalilor. Faptele Apostolilor, capitolul al doilea, ne vorbește despre acest moment. De fapt, noi celebrăm astăzi mult mai mult decât o simplă sărbătoare a unui cult sau unei confesiuni, celebrăm un moment unic în istoria lumii și anume împlinirea unei promisiuni pe care Dumnezeu a făcut-o, promisiunea coborârii Duhului Sfânt. Și ne uităm în Faptele Apostolilor în capitolul al doilea, voi citi selectiv câteva versete, în mod normal ar trebui să vă citesc 41 de versete, dar nu vă citesc chiar 41 de versete, că după aia cine știe că mai terminăm programul. Citesc din Faptele Apostolilor capitolul al doilea, versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Acum, Biblia nu ne spune ce făceau ucenicii în același loc. Dar dacă am întoarce Biblia și ați avea Biblia la voi și ați întoarce pagina la capitolul anterior din Faptele Apostolilor, adică la capitolul 1, în versetul 14, ați vedea că ucenicii când erau adunați în același loc făceau un lucru. Zice acolo așa. Stăruiau cu un cuget în ce? În rugăciune și în cereri. Cererile astea sigur nu erau adresate guvernului sau autorităților sau oamenilor, ci erau adresate lui Dumnezeu. Când zice rugăciune și cereri, se referă la faptul că rugăciunea e întotdeauna focusată, concentrată. Dacă vă uitați în Biblie, rugăciunile au întotdeauna în centru pe Dumnezeu, nu cererile noastre. Uitați-vă până și la rugăciunea Tatăl nostru, modelul pe care îl primim de la Iisus Hristos, ea începe cu Dumnezeu, se încheie cu Dumnezeu și pe la mijloc e vorba și de pâinea noastră de toate zilele. Așadar, când spune în rugăciune, se referă la faptul că aceste rugăciuni erau concentrate pe un singur lucru, pe prezența lui Dumnezeu, dorința după prezența lui Dumnezeu, rugăciuni care îl glorifică pe Dumnezeu. Și apoi și cereri. Și ne spune Biblia că acolo erau adunați împreună femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Așadar, în ziua cincizecimii, ne întoarcem la capitolul 2, versetul 1, erau toți împreună, nu doar ucenicii Domnului Iisus, ci toți urmașii Domnului Iisus Hristos, toți cei care au rămas alături de El până la sfârșit. Și erau adunați acolo, probabil rugându-se, împreună în același loc, la această sărbătoare pe care Biblia numește Sărbătoarea Cincizecimii. Și aceia dintre voi care sunteți curioși de unde vine cuvântul penticostal, vine de la cuvântul cincizecime, care în limba greacă este pentecost, care înseamnă al cincizecilea. De ce? Pentru că sărbătoarea asta avea loc a 50-a zi după Paște. Era a treia sărbătoare ca importanță la evrei, era importantă din multe motive. Primul motiv era că sărbătoarea asta însemna primirea legii. Deci, la evrei, știți voi cât de importantă e legea Vechiului Testament, cincizecimea era sărbătoarea primirii Torei sau legii. Apoi mai era și sărbătoarea primelor roade, secerișului,
Și ea avea loc întotdeauna a 5-10-a zi după Paști. Evident, după Paștele evreiești, Paștele evreiești sărbătorea ieșirea din robia egipteană. Deci în ziua asta, care era extrem de importantă pentru evrei, în ziua cincizecimii, la 50 de zile așadar, după Paști, Pentecost, a 50-lea, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și fac liniște, că parcă se aude și afară, așa un vâjuit de vânt puternic. Nu știu dacă ați auzit azi noapte, probabil că unii ați auzit așa pe la 12:01 noaptea și de dimineață, deodată, spune Biblia, adică în mod neașteptat, acest deodată exprimă ceva care nu se poate programa, că sunt unii, eu când văd anunțurile alea pe net, anunțăm trezire spirituală. Mă, oameni buni, rusalile nu le programăm noi, le programa Dumnezeu. Nu-i ceva ce putem noi punem pe un afiș. Veniți mâine seară că am organizat o trezire extraordinară. De fapt, e o adormire extraordinară, poate fi un show extraordinar, dar coborârea Duhului Sfânt e programată de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Duhul Sfânt vine de la Tatăl, vine în numele Domnului Iisus Hristos și vine deodată, adică în mod neprogramat, în timp ce oamenii ăștia se rugau, stăruiau în rugăciune și cereri, se întâmplă deodată. Și asta trebuie să înțelegem noi și când venim la biserică și avem rugăciunile pentru umplere cu Duhul Sfânt. Nu le programăm noi. E mai mult pe unii care și programează. Câți or fi botezați acum cu Duhul Sfânt? 10, 20, 30. Ne programăm treziri spirituale. Oameni dragi, nimic din toate aceste lucruri nu se poate întâmpla că nu țin de noi. Zice Biblia, deodată, adică nu se aștepta niciun om. A venit, de unde a venit? Ziceți voi. Din strategia oamenilor s-au întâlnit un conclav de apostoli și au zis, pune la punct un plan de trezire spirituală pentru Ierusalim. Vă spun eu că puteau face 100 de planuri. Cum și noi ne putem face 100 de planuri, cum și eu puteam în urmă cu, și noi, cei care am început biserica asta, puteam în urmă cu 3 ani și ceva să facem o grămadă de planuri. Dacă nu lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt, toate planurile noastre sunt egale cu zero. Deodată, zice Biblia. De unde? Din cer. Adică ce înseamnă din cer în Biblie? Nu înseamnă din nori, ci înseamnă de la Dumnezeu. În Biblie cuvântul cer are 3 semnificații. Dacă vă uitați în Biblie, prima semnificație e văzduh. Văzduh înseamnă cerul pe care îl vezi ziua. Îl vezi cu ajutorul zilei. Al doilea e cosmosul, pe care îl vezi cu ajutorul nopții. Al treilea sens al cuvântului cer este prezența lui Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel spune la un moment dat că a fost răpit până unde? Până la al câtelea cer? Vă mai aduceți aminte? Al treilea. I-am auzit pe unii care se laudă că ei au fost răpiți până la al 7-lea cer, că ei și imaginează că rai un fel de zgârie nori și unii ajung numai la etajul 2, unii numai la subsol. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun ceva. Cerul nu e așa. Când Biblia spune al treilea cer, se referă la un singur loc, la locul prezenței lui Dumnezeu. Pentru că în Biblie primul cer e ăla pe care îl vezi ziua, al doilea cer e ăla pe care îl vezi noaptea, al treilea cer e prezența lui Dumnezeu. Și prezența asta lui Dumnezeu, despre care vorbește Biblia aici, nu putem noi programa. Noi ne dorim de fiecare dată, noi o trăim prin credință. Dar spune Biblia că noi nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. Deci deodată a venit de la Dumnezeu un sunet ca vâjâitul unui vânt. Deci e doar o comparație. Adică autorul cărții nu găsește un alt cuvânt care să exprime ce se întâmpla. Mă, cum a fost? Vă aduceți aminte, când ai elemente în mintea ta, găsești comparații. Zice, mă, a fost așa un vâjit puternic. Cum a fost? Ca un vâjit de vânt puternic. E ca și cum ai aduce un om din trecut și l-ai pune într-un aeroport să stea lângă un avion și să-l descrie în cuvintele lui. Vă dați seama cum l-ar descrie. Cum ai auzit? Mă, a fost așa un vâjit extraordinar. Și zice, și-a umplut toată casa unde ședeau ei, vâjitul acesta. Niște limbi ca de foc, vă rog să rețineți încă o dată, nu de foc, ca de foc. Iarăși o imagine simbolică, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Acum, nu-i întâmplător faptul că de data asta avem două comparații. Duhul Sfânt e comparat cu un vânt. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, știți unde apare Duhul Sfânt prima dată în Vechiul Testament? Să vedem cine știe.
Că și pruncii astăzi, e vacanță, discutăm cu ei. Cine știe unde apare Duhul Sfânt prima dată în Vechiul Testament? Nu primiți nimica, dar eu vă întreb și primiți aprecierile noastre. E vreun prunc, vreun copil care știe unde apare prima dată Duhul Sfânt? Nu ăștia prunci din ăștia de 40 de ani. De ăștia mai... Cine știe? Uitați-vă rapid în Biblie, nu aveți Biblia la voi. Pe prima pagină ziceți. Geneza, dar eu vreau pruncii. Haideți să vedeți, să vedem. Geneza cât? Capitolul 1, ce verset? Care o zis 2? Unde ești? Să vedem, pruncul. Tu ești. Cum te cheamă? Cum? Marius. Zic mai tare, n-au bine de ce. Marcus, nume de apostol, nume de evanghelist. Domnul să-l binecuvânteze. Ridică-te în picioare și aplaudați-l, o știut. Posta jos, Marcus. No, el o știut ce unii dintre voi stăteați așa, v-am văzut așa, vă făceați aer cu gândul în altă parte. Uite, pruncul ăsta o știut unde apare Duhul Sfânt pentru prima dată în Vechiul Testament. În versetul 2, unde spune Biblia că Duhul lui Dumnezeu era unde? Deasupra apei, plutea. Cuvântul folosit în limba ebraică, dragă Marcu, să te văd aici unde ești, cuvântul folosit acolo în ebraică, ca să te lauzi la pruncii ăialalți de la școală, îi ruach, care înseamnă suflare, vânt. Nu întâmplător, în Biblie, veți vedea că Duhul Sfânt de multe ori asociat cu o suflare, cu un vânt. După înviere, Domnul Iisus când apare, spune evanghelistul Ioan în mijlocul ucenicilor săi, știți ce face? Zice că a suflat peste ei și le-a zis ce? Luați Duhul Sfânt. I-am văzut pe unii dintre acești, nu știu cum să-i numesc, așa ziși, predicatori ai vremurilor de astăzi, imitând imaginea asta, suflând peste public și zicând, luați Duhul Sfânt. În niciun caz n-ar trebui să facem treaba asta. Când Domnul Iisus face lucrul acesta, El simbolizează în modul cel mai real și practic ceea ce evreii știau despre Duhul Sfânt. Cuvântul folosit în ebraică pentru Duhul Sfânt este ăsta, suflare, vânt. De aceea atunci când coboară Duhul Sfânt, se aude vâjuintul acela ca de vânt, nu nimic la întâmplare. Apoi, se văd limbile acelea ca de foc. Dacă vă uitați în Biblie, în Vechiul Testament, veți vedea că de foarte multe ori Dumnezeu este asociat cu un foc. Sau prezența lui Dumnezeu este asociată cu un foc. Vă aduceți aminte, la rugul aprins, prezența lui Dumnezeu este simbolizată de un foc. Dumnezeu este numit în Noul Testament, mi se pare în Cartea Evreilor, că este un foc mistuitor. Și Duhul lui Dumnezeu este adeseori asociat cu simbolul acesta. Zice Biblia că în ziua cincizecimii, neprogramat de oameni, dar în calendarul lui Dumnezeu programat, deodată se întâmplă că Dumnezeu lasă din cer să coboare Duhul Sfânt și coborârea Duhului Sfânt e asociată de imaginea acestea extraordinare. Vâjitul acela de vânt care a fost așa de puternic, imaginați-vă că în Ierusalim erau mii de oameni veniți la închinare pentru că era o sărbătoare importantă și oamenii ăia au auzit vâjitul. Cum ar fi, de exemplu, dacă astăzi s-ar auzi, când am venit așa, am văzut întuneric afară, să se audă deasupra bisericii, deasupra locației unde biserica lumina, un vâjit așa de tare de vânt încât să se strângă jumătate de Oradea, să vină să spună, bă, ce s-a întâmplat acolo? A fost o explozie, s-a întâmplat ceva. Vâjitul acesta ca de vânt puternic era clar în mintea oamenilor evreilor religioși care erau acolo la Ierusalim să se închine în ziua cincizecimii. Era clar că e vorba despre Duhul Sfânt. Când mai văd limbile acelea ca de foc, în mintea lor imaginea e foarte clară, pentru că Duhul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în Biblie, este asociat și cu imaginea asta focului. Și apoi, spune Biblia în versetul 4, că au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și vom vedea, de fapt, la ce vorbire în alte limbi se referă Biblia aici. Unii cred că aici se referă și la vorbirea în alte limbi, acea vorbire despre care Pavel, pe care Pavel o numește în 1 Corinteni, capitolul 14, o limba cerului, o vorbire într-o limbă cerească. Dar Biblia nu spune despre asta. Dacă veți vedea, și o să citim mai jos, e clar că oamenii ăștia vorbeau în niște limbi cunoscute. Și cuvântul lui Dumnezeu ne explică. În următorul verset. Și se aflau atunci la Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile care sunt sub soare. Adică, cum adică iudei din toate neamurile? Simplu. Pentru că erau
evrei, nu neapărat de naționalitate evrei, cât prozeliți, adică oameni care au trecut la religia iudaică prin botezul prozeliților și care veneau și se închinau la Ierusalim. Și sigur, erau și evrei care veneau de pe tot pământul. Spune Biblia că atunci când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas cum? Încremenită. Pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Asta e ceva cu totul și cu totul ieșit în comun. Deci oamenii ăia, veți vedea mai jos când ne spune Biblia din câte naționalități erau, erau multe, numărați voi acolo, oamenii ăia adunați din multe naționalități, îi auzeau pe oamenii aceștia care erau prezenți acolo, vorbind în alte limbi, dar fiecare într-o altă limbă. Dar în limba lor, în limba celor care... Toți se mirau, nu numai că se mirau, accentuează autorul mirarea, se și minunau. Mai câteodată când te miri, dar și când te minunezi, zice, măi, cum am fost la biserică? M-am mirat, dacă nu mai zici, m-am și minunat. Asta nu-i numai de bine la noi, la români. Zice, toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Deci, fiți atenți, oamenii ăștia nu se miră de vâjitul de vânt, nu se miră de limbile ca de foc. Știți de ce se miră? Că ăia care vorbeau în limbile lor, și veți vedea că Biblia spune că spuneau lucruri minunate despre Dumnezeu, erau galileeni. Adică știți ce însemna asta? Adică veneau dintr-o zonă cu o educație precară, nu știu cum să o numesc altfel, că tot s-a vorbit în ultima vreme în spațiul public din România, și știți și voi foarte bine, despre manea, maneliști și așa mai departe. No, galileenii veneau dintr-o zonă nu cu prea multă educație. Zice, oamenii ăștia care zic lucrurile acestea în limba noastră, păi ăștia nu știu nici limba ebraică, cum ne vorbesc ei lucruri minunate? E ca și cum ai vedea un om cu pe care tu-l cunoști de la tine din sat, știi că nici românește nu știe cum, bă, păi zice, pe ăsta dacă îl trezești noaptea să vorbească românește, nu prea vorbește foarte clar. Și dintr-o dată să-l vezi că vorbește într-o engleză cursivă cu prințul, no, nu cu prințul, că m-au zis și rege, în sfârșit și el, regele Charles. Da? Să fie regele Charles și să-l vezi pe, îl știi pe fratele nu știu care de la tine din sat, pe badia nu știu care, mă zici, ăsta nici românește nu știe multe cuvinte și să-l vezi că vorbește cu regele Angliei într-o engleză cursivă extraordinară, ai rămâne minunat. Nu doar că te-ai mira, te-ai minuna. Sau că ar vorbi, nu știu, cu, ar fi prezent președintele Chinei și ar vorbi mandarina, limba chineză impecabilă și zici, băi, cum vorbește ăsta? Cam asta se întâmplă acolo, pentru că oamenii ăștia veneau dintr-o zonă cu puțină educație, n-aveau de unde să fie învățat toate limbile acestea, zice când, spune următorul verset. Cum dar, versetul 8, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut, parți, mezi, și acum ne zice Biblia, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Firigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Uitați-vă voi câte naționalități erau aici, asta arată cât de importantă era sărbătoarea cinzecimii. V-am spus încă o dată, pentru evrei era senzațional de importantă pentru că era sărbătoarea primirii Torei și la evrei cel mai important lucru este legea. Și spune Biblia că oamenii ăștia ziceau, îi auzim vorbind în limbile noastre lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Versetul 11. Toți erau cum? Încă o dată zice Biblia. Nu numai că s-au minunat, erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică asta? Dar, versetul 13, apare categoria asta de personaje care bântuie lumea și vor bântui până la sfârșit. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. No, acum, e o absurditate să zic asta, dar întotdeauna există categoria batjocoritorilor. Sunt oameni care își bat joc de lucrurile pe care nu le pot înțelege. E cel mai la îndemână lucru. Deci când nu înțelegi ceva și mai ales când stai în fața tainei, măreției lui Dumnezeu, că nu înțelegi o minune, că nu înțelegi ceva ce Dumnezeu lucrează, cel mai la îndemână lucru, cel mai rudimentar, cel mai simplu, pentru omul care n-are nicio legătură cu Dumnezeu, e să-și bată joc. Și ne spune Biblia că existau și atunci categoria asta. M-am tot gândit, mă, de ce și-or fi bătut joc? Pentru că eu să fi fost acolo, chiar dacă n-am înțeles, cel puțin mirat,
uimit și înfricoșat aș fi fost. Deci să auzi așa, venind din cer, un vâjit din ăla de vânt puternic, să vezi limbile care de foc și să-i vezi pe oamenii ăștia care nu știu să vorbească bine nici în aramaică, limba pe care o vorbeau în mod uzual oamenii simpli în vremea aceea, vorbind într-un mod extraordinar, de parcă ar fi fost niște oratori, lucruri minunate despre Dumnezeu în limba în care m-am născut. Eu, și dacă n-aș fi priceput despre ce e vorba, cel puțin aș fi stat așa, gură cască, uimit. Dar există. Nu întâmplător spune Biblia să nu te așezi acolo unde, pe scaunul batjocoritorului. Ăla care tot timpul când stă în fața lucrurilor pe care nu le poate înțelege, mai ales când e vorba de Dumnezeu, își bate joc. Și dacă vă uitați în lumea în care noi trăim astăzi, sunt foarte mulți batjocoritori și pe net, dar mai ales acolo pe net, știți de ce? Că acolo e parșivenia asta, omul își pune masca și nu știe nimeni cine ești și apar sub un nume pe care ți-l pui tu, nu știe nimeni, nu ți-asumi identitatea și acolo omul își dă arama pe față. Batjocoritorul se vede foarte clar. Dar spune Biblia că atunci Petru, când oamenii ăștia își bat joc, Petru, care e liderul bisericii, s-a sculat în picioare și odată cu el cei 11 a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți că lucrul acesta... Și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi. Căci nu este decât al treilea ceas din zi. Asta înseamnă ora 9 dimineața. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Asta ce înseamnă oare? Că bătrânii n-ar trebui să aibă vedenii și n-ar trebui să prorocească în niciun caz. Și ceea ce prorocește Ioel, știți că e interesant, textul ăsta îl citeau evreii întotdeauna la sărbătoarea asta cinzecimii. Nu întâmplător Petru citează acest text și arată că în momentul acela se împlinește promisiunea făcută de Dumnezeu. De fapt, ce spune el aici, nu-i faptul că o anumită categorie de oameni ar trebui să aibă vedenii, o altă categorie ar trebui să prorocească și aia mai bătrâni, că-s mai obosiți, ar trebui să doarmă și să viseze. Nu la asta se referă. Ci la faptul că noi toți, cei care facem parte din biserică, prin Duhul Sfânt, primim autoritate și autorizație, dacă vreți, să putem să proclamăm Evanghelia lui Hristos. Amin la asta. Doamne, dă-ne putere! Ați văzut că zilele acestea ne-am străduit să facem acest lucru în centrul orașului Oradea și Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei care s-au implicat în această lucrare. Dar noi toți trebuie să o facem într-un fel sau altul. Și vă mai citesc versetul 21. Mai avem până la 41, lectură biblică facem. Versetul 21. Știți că nu trebuie să rămâneți cu vorbele mele, ci cu ce spune Domnul. Versetul 21. Atunci, zicea prorocul Ioel, când Domnul va turna din Duhul Său cel Sfânt, zice Domnul, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Mai zic încă o dată, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Oricine. Numele cui? Nu doar, și nu se referă aici doar la Adonai, ci se referă la Domnul Iisus. Pentru că în mod evident, Petru leagă de asta, pentru că în versetul 22 continuă și spune: bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Dar nu doar om, pentru că va spune mai la sfârșit că este mai mult decât un simplu om. Și omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. De ce? Pentru că El este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, El este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și citesc ultimul verset din predica lui Petru, versetul 36. Și știți bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut... Ce zice acolo? Mai ziceți voi, a făcut... Așa, mai ziceți o dată, dar mai tare. L-a făcut Domn.
Și cu ce? Hristos. Știi ce înseamnă Hristos? Înseamnă mântuitor. L-a făcut Domn, adică Dumnezeu, El era Dumnezeu, dar îi, încă o dată îi aduce în fața voastră, îi atestă în fața voastră autoritatea asta de Dumnezeu, Domn și Mântuitor, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, dar moartea nu l-a putut ținea. De ce? Pentru că El era Domn. Și oricine va chema numele cui? Domnului. Va fi ce? Mântuit. Dacă ai nevoie de salvare astăzi, singura soluție, cheamă numele Domnului Iisus Hristos. Cheamă numele Domnului Iisus Hristos în dreptul vieții tale și în numele Domnului Iisus Hristos poți să fii mântuit. Versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Cum au rămas? Străpunși în inimă. Știți cine a făcut străpungerea asta în inimă? Că Domnul Iisus vorbește când promite că va urma să coboare Duhul Sfânt. Promite că Duhul Sfânt va face ceva. Va dovedi lumea vinovată. Știți cine face asta? Duhul Sfânt. Oamenii ăștia sunt străpunși în inimă. Ne spune Biblia mai jos, dacă o să fiți atenți, dar nu mai citeți versetul ăla, găsiți voi. Spune Biblia că știți câți oameni au fost străpunși în inimă? Hai să vedem, mai întrebăm un prunc, dar am unut-o pe Marcus, că el știe. Hai să vedem, câți oameni au rămas străpunși în inimă în ziua aia? Câți? Dar nu ăștia bătrâni, bă, ăștia pruncii, hai să vedem să-i captăm și pe ei. Știți câți oameni s-au pocăit în ziua de Rusalii? Cât? Cât? Trei? 3.000. Cum te, prezintă-te, cum te cheamă? Tot Marcus. Mă, astăzi e ziua lui Marcus. Aplaudați-l și pe Marcus ăsta de aici. Domnul să te binecuvânteze, Marcus. 3.000 de oameni. No, îs unii care spun fraților, bisericile trebuie să fie toate mici. Știți cum a fost biserica din Ierusalim când a lucrat Duhul Sfânt? Știți câți oameni s-au pocăit? 3.000 de oameni. Și după aia Dumnezeu a lucrat și biserica a crescut la, la câteva mii de oameni. În câteva săptămâni biserica a devenit o mega biserică. De ce? Pentru că a lucrat acolo Dumnezeu prin Duhul Sfânt. El e cel care face această străpungere în inimă. Noi putem vorbi, noi putem spune, voi puteți sta, voi puteți asculta, voi unii pot să-și vadă de treaba lor, dar străpungerea în inimă o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea mă rog de fiecare dată, Doamne, de câte ori Evanghelia Ta e proclamată în locul acesta, străpunge, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, orice minte, orice suflet. Și ce le zice Petru? Versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Să fiți botezați spre iertarea păcatelor, vreau să vă anunț. La mine predica se îmbină perfect cu anunțurile. Aceia dintre voi care nu v-ați înscris pe lista pentru botez, cât sunt, Marius? 4, așa-i? 4 înscriși, eu cred că se mai pot înscrie minim 4 astăzi. Domnul să lucreze, amin. Ai, e greu cu... Dacă în ziua de Ierusalei 3.000 de oameni, bine, noi n-avem cum acum, că nu suntem de totul atâta, dar 3.000 de oameni au fost răpunși în inimă, eu cred că măcar atâta credință să avem și noi, cât să spunem Domnului, Doamne, măcar 4 oameni să fie străpunși în inimă în această zi și dacă nu s-au botezat, să facă și pasul spre botez. Amin. Ne spune Biblia în versetul 41 că și cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au mai adăugat aproape 3.000 de suflete. Vă mai zic ceva, că așa funcționează mai bine comunicarea asta, că din cauză vă explic și un fenomen, acum cred că Vlad ar putea să vă explice fenomenele care țin de fizică mai bine decât pot eu să o fac, dar există niște explicații aici științifice în legătură cu faptul că e mai cald acum pentru că afară plouă și am văzut că există o manifestare a căldurii și mai greu să ne concentrăm. De asta voi încerca predica asta să o fac cât mai interactivă în nădejdea că sunteți cât mai conectați la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Amin. Deci, dacă vă uitați, dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament,
Când Dumnezeu dă legea prin Moise, știți câți oameni mor? Câți? Câți oameni primesc viață aici în Noul Testament când coboară Duhul Sfânt? Mai înainte a zis, Marcus mi-a zis, 3.000. Știți câți oameni mor atunci când Moise primește legea și în timp ce era pe munte, Dumnezeu îi dă legea, poporul era la poalele muntelui, Moise dispărut de ceva vreme, oamenii vorbesc unii cu alții, să duc la cel care a rămas în locul lui Moise, la fratele lui, la Aron, și zic așa, Moise, omul acela care ne-a scos din Egipt, deja nu mai era Moise omul lui Dumnezeu, până atunci tremurau în fața lui Moise, că și-aduceau aminte de toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin Moise. Zice, Moise, omul acela prin care Dumnezeu ne-a scos, care ne-a scos din Egipt. Nu știm ce s-a făcut cu el, nu știu ce s-a întâmplat cu el, să ne facem un vițel de aur și au făcut un vițel de aur, Dumnezeu îl înștiințează pe Moise, Moise coboară, vă aduceți aminte de momentul acela când Moise se enervează, știți cum e cu oamenii blânzi, nu se enervează des, dar și când se enervează să te ții, când s-a enervat, de 3 ori se enervează Moise și unul din momentele acelea extraordinare de nervi e momentul acela când cu tablele legii dă de pământ. Și când vine acolo, dacă vă uitați acolo în cartea Exodului, veți vedea că sunt 3.000 de oameni asupra cărora se abate mânia lui Dumnezeu, pentru că ăștia 3.000 de oameni aleg să rămână mai departe idolatrii, să se închine mai departe vițelului de aur. Și Moise după aceea stă în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Moise, m-am săturat de poporul acesta. Dar pentru că v-am promis că vă duc în Canaan, eu vă duc în Canaan, eu mă țin de promisiune, dar vreau să vă spun ceva, Moise. Eu nu mai vin cu voi. Și acolo Moise are o rugăciune, dacă vreți, după Duhul Sfânt. Are o rugăciune extraordinară în care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să ștergi numele acestui popor dinaintea ta. Și are o rugăciune în care îi spune lui Dumnezeu doar atât, Doamne, noi nu vrem să ajungem în Canaan, noi vrem prezența ta. Pentru că fără tine, Doamne, deșertul rămâne deșert, Canaanul rămâne deșert și el, ceea ce face ca un loc să fie cu adevărat special este prezența ta. Și dacă vă aduceți aminte, se roagă acolo și spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd slava ta, Doamne, vreau să văd prezența ta. Și Dumnezeu îi răspunde lui Moise, Moise, fața nu vei putea să-mi vezi, că nu poate omul să mă vadă și să trăiască, dar vei vedea o parte din slava mea. Și Moise e ascuns undeva într-o stâncă de prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu își pune mâna peste Moise și îl avertizează, vezi că va trece slava mea, dar nu poți să te întorci, dar mâna mea va fi peste tine și vei vedea doar o parte din slava mea. Dar rugăciunea lui Moise e și rugăciunea mea în această zi și rugăciunea după care și rugăciunea pe care aș vrea ca biserica asta să o trăiască de-a lungul anilor. Doamne, vrem prezența ta. Mai zic o dată, Doamne, vrem prezența ta. Mai zic o dată, Doamne, vrem prezența ta. Noi suntem simpli oameni, oameni obișnuiți, oameni falimentari, dar ceea ce ne face pe noi deosebiți este prezența ta. Ceea ce face o adunare deosebită, întâlnirea asta noastră, de orice altă întâlnire care se întâmplă în ziua aceasta, în Oradea, nu-i calitatea noastră umană, în primul rând, ci calitatea prezenței lui Dumnezeu. Ceea ce face o adunare biserică este prezența lui Dumnezeu. Și Moise vine înaintea lui Dumnezeu și cere acest lucru. Doamne, vreau prezența ta. Și aș vrea să ne uităm acum, pentru că eu când v-am citit textul, practic vi l-am predicat. Vi l-am citit și vi l-am predicat. Acum, uitându-ne în urmă, am putea să împărțim textul în 3, pentru că aș vrea să rămână o structură clară în mintea voastră. Textul acesta de 41 de versete poate fi împărțit după cum urmează. Mai întâi, de la versetul 1 până la versetul 13, avem evenimentul coborârii Duhului Sfânt. Apoi, de la versetul 14 la versetul 36, avem explicația coborârii Duhului Sfânt. Adică Petru se ridică în fața mulțimii și le spune ce se întâmplă aici s-a întâmplat pentru că ăsta e motivul pentru care s-a întâmplat. Și dă 4 explicații. Vi le prezint și dumneavoastră, vi le prezint și vouă și apoi o să trec la al treilea punct. El spune ce s-a întâmplat aici înseamnă că profeția lui Ioel s-a împlinit. Spune versetul 16. După aia, ceea ce s-a întâmplat aici arată că zilele din urmă au început, pentru că Ioel spune această coborâre a Duhului Sfânt va fi în zilele din urmă. Apoi spune așa, ceea ce s-a întâmplat aici
demonstrează că orice om îl poate cunoaște și îl poate face cunoscut pe Dumnezeu. Orice om, nu doar evrei. Și apoi, un al patrulea lucru pe care îl aduce în predica lui Petru, ca explicație pentru oamenii aceia care nu știau ce s-a întâmplat acolo, le zice așa: ce s-a întâmplat aici arată că Iisus, pe care voi l-ați văzut ca un simplu om, este Domnul și Dumnezeu l-a făcut Domn și Mesia și stă la dreapta Tatălui și are autoritate peste toate lucrurile în cer și pe pământ. Și astea sunt cele patru explicații pe care o să le găsiți dacă citiți cu atenție predica lui Petru, explicații ale evenimentului coborării Duhului Sfânt. Și apoi, în partea finală, avem evangelizarea la care se pocăiesc 3.000 de oameni. Deci sunt trei cuvinte: eveniment, explicație, evangelizare. Mai zic o dată, înădejdea că cineva va ține minte structura aceasta. Eveniment, explicație, evangelizare. Mai zic o dată. Eveniment, explicație, evangelizare. Vreți să repetăm împreună? Că vreți, că nu vreți. Hai să repetăm. Eveniment, explicație, evangelizare. Haideți, vă rog frumos, să mai repetăm o dată. Eveniment, explicație, evangelizare. Am împărțit textul acesta de 41 de versete în aceste trei segmente pentru ca să rămână mai clar în mintea noastră. Deci în primele 13 versete avem evenimentul coborârii Duhului Sfânt, așa cum este descris de Luca, apoi avem explicația pe care Petru prin Duhul Sfânt o aduce evenimentului și apoi la final avem evangelizarea la care se pocăiesc 3.000 de oameni. De fapt, evenimentul ăsta este o promisiune împlinită. Vreau să vă întreb, de câte ori n-ați fost dezamăgiți de faptul că, și acum dacă ați vorbit cu prunci încă o dată, ați primit o promisiune pe care cineva n-a onorat-o? Am vorbit în urmă cu ani de zile, mi-aduc aminte că am vorbit cu un băiat care a crescut la casa copilului, cum se zice, adică venea dintr-o familie săracă, dezbinată, tata era bețivi de renume la ei în sat. Părinții lui s-au despărțit când era foarte mic și fiind foarte săraci, a rămas doar cu mama și mama, neputând să-i ofere condițiile cele mai bune, l-a dus acolo. Din când în când, în vacanță, îl mai duce acasă. El a crescut la casa copilului ca un copil fără părinți. Și mi-a zis, în toată viața lui tata mi-a făcut o singură promisiune odată și nu s-o ținut de ea. Eram copil, zicea el, aveam vreo 10 ani când tata mi-a promis că de ziua mea vine, mă vizitează și îmi cumpără o bicicletă. Și mi-a zis ce bicicletă îmi cumpără. Și mi-aduc aminte că mi-a povestit, a zis o bicicletă albastră care ta așa și așa. Și m-a lăudat la toți copiii de acolo că o să primesc bicicleta. Am așteptat-o, vine ziua mea. Și când era ora de vizită, când trebuia să vină, nu mai veni nimeni. Am stat toată ziua uitându-mă să văd dacă, să văd dacă vine cineva, cu privirea țintită înspre ușă, nu veni nimeni. A fost, îmi povestea el, cea mai mare dezamăgire. Nu că mă așteptam la ceva extraordinar de la tata, că îl cunoșteam din viața mea de până atunci. Dar pentru că mi-a promis, era singurul lucru pe care îl promisese și am crezut că se va ține de cuvânt. A fost cea mai mare dezamăgire a copilăriei mele. Când s-a pocăit, mi-a zis, nu cred că îl pot ierta pe tata. Asta mi-a zis el ca și o amărăciune în suflet. Ce interesant e că s-a pocăit de vreme, pe la vreo 17-18 ani. Și a început să lucreze undeva, lucra zilier în construcții, lua bani foarte puțini în vremea aceea, era foarte prost plătită treaba asta. Și când Dumnezeu l-a atins odată la un program în adunare și i-a atins sufletul prin Duhul Sfânt, tata lui era în spital, din cauza alcoolului avea o ciroză și era aproape de moarte. Și mi-a zis, după terminarea programului, o zis, mă duc să-l vizitez pe tata și mă duc să-i fac un cadou. Cu banii aia puțini pe care o câștigat în construcții, s-o dus la taică-său și o cumpărat un cadou și apoi la câteva luni de zile taică-său și plecat din lumea aceasta. Dar știți, noi oamenii suntem experți în a face promisiuni pe care nu le onorăm. Nu există om în lumea asta care să fi făcut promisiuni de care să nu se țină. Nu există. Noi zicem de politicieni, dar nu suntem nici noi mai buni decât ei. Noi zicem de politicieni că ei stau pe scenă și îi vedem. Dar fiecare dintre noi am făcut la un moment dat promisiuni de care nu ne-am ținut. Dar vă spun că există cineva care atunci când promite, întotdeauna se ține de promisiune.
și acesta e Dumnezeu. Ziua de astăzi, ziua coborârii Duhului Sfânt, e dovada că Dumnezeu se ține de promisiune. Pentru că în Vechiul Testament, dacă citim, da, în cartea lui Ioel, promisiunea pe care Petru o citează, dar nu numai asta, în Vechiul Testament, Dumnezeu promite că vine vremea când va pune în inima oamenilor legea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă în Vechiul Testament Duhul lui Dumnezeu cobora peste oameni doar ca oamenii să împlinească o anumită misiune și Duhul lui Dumnezeu cobora peste un anumit om să împlinească o misiune, dacă Dumnezeu voia să vorbească printr-un om, vă aduceți aminte de vorba aia care zice și Saul printre proroci, dacă Dumnezeu dorea să vorbească printr-un om, cobora prin Duhul Sfânt și îi dădea putere și autoritate ca omul acela să împlinească acea misiune. Numai că după ce omul împlinea misiunea, Duhul Sfânt pleacă. Diferența e că în Noul Testament Duhul lui Dumnezeu vine, coboară și trupul nostru devine rezidență permanentă a Duhului Sfânt. De aceea Biblia spune, nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea în Noul Testament Biblia vine și spune, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Duhul, Pavel îl numește la un moment dat în Galateni 3:14, Duhul făgăduit, Duhul promis. De ce? Pentru că Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiune. Domnul Iisus, înainte să se înalțe, le spune ucenicilor săi, ci voi veți primi ce? O putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori din Ierusalim în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. De ce? Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiune. Acum, din evenimentul acesta, v-am zis că prima parte și v-am povestit despre el, din evenimentul acesta al cinzecimii, e un lucru pe care aș vrea să vi-l spun. Semnul pe care Domnul îl dă, semnul Duhului Sfânt, e un semn pentru auz, nu? E vâjitul acela de vânt puternic. E un semn pentru vedere, sunt limbile ca de foc. Dar mai e un semn al prezenței Duhului Sfânt, despre care tot vorbim noi, pentecostalii, care are de-a face cu vorbirea. Și acum, vorbirea în cazul acesta e o vorbire într-o limbă cunoscută, nu într-o limbă dezarticulată, necunoscută. Ne spune Biblia că oamenii ăștia vorbeau lucruri minunate despre Dumnezeu în limbile popoarelor în care oamenii ăștia s-au născut. De ce se întâmplă treaba asta? V-ați gândit? Care-i rostul? Dumnezeu nu face nimic absurd. De ce vorbirea asta în alte limbi? Răspunsul e simplu. Ca evreii să înțeleagă faptul că din momentul acesta Dumnezeu nu mai este Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu e Dumnezeul la care are acces, toate au acces, toate națiunile pământului. Pentru evrei, lucrul ăsta e cu totul și cu totul ieșit din comun. Aduceți-vă bine aminte că și în capitolul 10, când ucenicii, o parte dintre ucenici împreună cu Petru, după ce Petru primește o revelație, se duce în casa unui om cu numele Corneliu și spune Biblia că erau uimiți oamenii ăștia, că Dumnezeu a dat darul Duhului Sfânt și neamurilor. Deci după ce ori trăi, ce ori trăi la Rusalii, totuși erau uimiți. De ce? Pentru că era foarte clar în mintea evreilor că Dumnezeu e numai Dumnezeul lui Israel. Și motivul pentru care oamenii ăștia au vorbit în toate celelalte limbi ale pământului e unul simplu, ca oamenii ăștia să priceapă că Dumnezeu primește oameni din orice naționalitate. De aceea când e vorba de creștini, nu poate exista ideea de rasism. Oricât de mult am negat-o, o exista și în cultura românească, poate mult mai puțin decât în alte părți. Apropo de rasism, cred că v-am povestit odată că întâmplarea asta e cunoscută. Se zice că în America, la un moment dat, într-o biserică de albi, un frate de culoare, un negru, a vrut să se facă și el membru. S-a dus acolo într-o biserică mare, numai de albi. Și s-a dus, evident, să fie primit la comitetul bisericii. Și aia, rasiști fiind, nu au vrut să-l primească. Dar nici nu puteau să zică pe față, nu te primim, uită-te în oglindă. Și ori tot băga motive. Și spune povestea asta, am citit-o și eu în urmă cu mai mulți ani, că omul ăsta de culoare, fratele Joe, s-a tot dus, ăștia tot îi băgau motive. Ba că nu stă freza bine, ba că nu știu ce, ba că n-are rezidența, tot încerca omul să se conformeze, când în cele din urmă săracul și-o dea seama că ăștia nu vor să-l primească, s-a rugat Domnului și Domnul i-a dat un răspuns. S-a dus la comitet și l-a zis, fraților, Domnul Iisus a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis să-mi retrag cererea de membralitate, pentru că și el a încercat același lucru cu voi.
Și-a pus și el cererea să fie membru în biserica asta și nici pe el nu l-ați primit. Și dacă nu l-ați primit pe Domnul Iisus, nu vreau nici eu să fiu membru aici. În ziua de Rusalii, oamenii aceștia care erau umpluți de Duhul Sfânt au vorbit în toate limbile pământului. Mă rog, în limbile celor care erau acolo prezenți. De ce? Pentru ca să le arate evreilor că Dumnezeu nu mai este doar Dumnezeul unei singure națiuni. El nu mai este doar Dumnezeul lui Israel, ci El este Dumnezeul celui care îl cheamă pe Domnul, pentru că oricine va chema numele Domnului va fi întuiet. Trebuie să recunoaștem că și noi avem câteodată atitudini de genul ăsta. Fie că unii sunteți maghiari, că alții sunteți români, că alții sunteți romi. Toate comunitățile etnice există forme de rasism. Da, să știți, eu predic cuvântul lui Dumnezeu adeseori la frații romi și ei au, chiar între ei, că sunt mai multe etnii de frați romi. Și maghiari au față de români, și românii față de maghiari. Unii cred că sunt primii întotdeauna oriunde ar fi. Alții cred că și dacă vin după aia îți mai deștepți și mai tari. Și fiecare naționalitate crede cumva că e superioară. Vreau să vă spun ceva. Din oamenii cei mai disprețuiți, prin ei, Dumnezeu mi-a dat niște lecții în viața asta extraordinare. Aș putea să vă vorbesc până la dimineață, dar nu. Să anulăm și programul de după masă. Despre lecții pe care le-am primit de la Dumnezeu prin oameni disprețuiți, marginali, oameni la care ne uităm de sus și zicem, bă, dar ăsta e mai, are tenul mai închis, ăsta e mai bronzat la față, ăsta e din o anumită etnie, și noi avem rezervele noastre când ne uităm la unii oameni, dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu n-are rezerve de felul acesta. Drept dovadă, în momentul de față, unele dintre cele mai mari evenimente evanghelistice care se întâmplă în România sunt organizate de frații romi. N-a zice că unele, a zice că majoritatea. A zice că în momentul de față, felul în care Dumnezeu lucrează în etnia asta e ceva ce noi am cunoscut în urmă cu ani de zile, când vorbeam cu bunica și când îmi povestea cum s-au pocăit ei, când au văzut ei intelecuși deasupra bisericii pentecostale, care era într-o casă a unui om, au văzut ceva ca un foc și s-au adunat de acolo, de la Hidiade, unde erau adunați, de la dansul din sat, tinerii s-au adunat toți să meargă la biserică și când au ajuns în dreptul adunării, unde erau adunați pocăiții, când au intrat acolo, Dumnezeu le-a schimbat viața și după ce Dumnezeu le-a schimbat viața, i-a botezat cu Duhul Sfânt și ce interesant, nu a fost trezire programată, anunțat pe net, urmează trezirea. Drept dovadă, oamenii au rămas toată viața mai departe în biserică, pentru că atunci când Dumnezeu schimbă viața unui om, Dumnezeu nu aprinde un foc de paie, focul prezenței lui Dumnezeu rămâne. Rugul aprins de Duhul Sfânt rămâne aprins. Rugul aprins de manipulare omenească rămâne aprins cât țin manipulările. Deci, vorbirea asta în limbi, ăsta e scopul ei. Să-i facă pe evrei să înțeleagă. Dumnezeu nu e doar națiunea lui Israel. Dar mai e ceva. V-ați gândit ce limbă o să se vorbească în cer? Chiar așa. Cineva mi-a zis că se va vorbi limba maghiară, că ai nevoie de o veșnicie să o înveți. Acum, să știți că sunt limbi mult mai grele decât limba maghiară. Știu că e complicată pentru unii, dar uite, de exemplu, norvegiană, nu știu dacă avem pe aici, sau daneză, sau suedeză, sau niște limbi din astea. Unii vă gândiți la chineză. Am citit o explicație dată de un teolog, numele lui este D.A. Carson, zice așa. În cer, fiecare va vorbi mai departe limbile pe care le cunoaște, pentru că avem timp suficient să le învățăm pe toate celelalte. Toate limbile care s-au vorbit vreodată în lumea asta vor continua să se vorbească. Pentru că cincizecimea nu înseamnă anularea turnului Babel, pentru că unii asta susțin. Dom'le, la cincizecime se anulează consecințele turnului Babel când Dumnezeu face lucrul acesta. Vă aduceți aminte? Îi împarte pe oameni în mai multe naționalități. Nu. Ci Dumnezeu face altceva. Îi adună pe toți oamenii din diversele naționalități, îi lasă să vorbească mai departe în limba lor și le vorbește pe limba lor despre ce? Despre Hristos. Ceea ce unește oamenii nu e o singură limbă, nu e limba cerului. Nu, ceea ce unește oamenii e ce spune Apostolul Pavel. Când am venit în mijlocul vostru, n-am vrut să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Ceea ce unește oamenii este Evanghelia lui Hristos. Și acolo unde e vestită Evanghelia lui Hristos, se manifestă întotdeauna puterea Duhului Sfânt.
Slăviți să fie Domnul! Pentru că cincizecimea se leagă întotdeauna de Paști. De ce? Pentru că cincizecimea e a 50-a zi după Paști. Pentru că Duhul Sfânt are legătură cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că nimeni nu poate să spună Iisus Hristos este Domnul în modul cel mai real decât prin Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Știu că unii nu vă gândiți prea mult la ce limbă se va vorbi în cer, unii vă gândiți, măi, numai să ajungem acolo, să ne ajute Domnul. Pianistul să vină să mă ajute, aci ești, ajută-mă ca să nu mă mai lungesc. Nu că n-aș mai putea, că mai am două puncte lungi, dar mă uit la oameni, ceasul meu cel mai bun sunt ei. Și acum, explicația. Am zis că mai întâi evenimentul, v-am zis câteva despre semnele care au fost atunci vizibile, audibile, care țin de vorbire. Care sunt explicațiile pe care le dă Petru? Ce înseamnă cincizecimea? Înseamnă că profeția din Ioel s-a împlinit. Înseamnă că Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiune. Doi, înseamnă că zilele din urmă au început. Da, trăim zilele de pe urmă. Fraților, vreau să vă spun ceva. Sunt două extreme. E extrema ăstora care stau toată ziua pe net și ne spun că sfârșitul e săptămâna viitoare, ne vorbesc tot felul de lucruri pe care nici ei nu le pricep. Extrema asta. Și unii se uită pe net, fac vizualizări. Băi, ce mai zic ăștia? Ce-o fost? Cum e cu fiara? Cum stau lucrurile? Nu. Și extrema celorlalți care zic, nu mai vine Domnul. De când au adormit părinții noștri? Vă aduceți aminte de vorba asta? O spune Petru undeva. De când au adormit părinții noștri? Ni se spune că vine Domnul. Mi s-a întâmplat să-i spun lui Dumnezeu odată în rugăciune, Doamne, de atât a privit în sus, am făcut spondiloză cervicală. An de zile, vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul, ne-am uitat în sus. Și am uitat noi, pocăiții, uitându-ne în sus, că Domnul Iisus le spune, mă rog, nu Domnul, ci îngerii care se întorc la înălțarea Domnului, când ucenicii se uitau în sus așa. Iisus se înalță. Ucenicii erau cu el acolo pe muntele înălțării. Și se uită în sus și îl văd pe Domnul că dispare. Și din cer coboară niște îngeri care le spune, bărbați galileeni, de ce vă uitați în sus? Cel pe care l-ați văzut că s-a dus, se va întoarce. Dar rostul vostru nu să stați cu privirea în sus. Rostul vostru e să priviți în jurul vostru. Și ăsta e motivul pentru care există, de exemplu, proiectul despre care s-a vorbit aici. De ajutorarea celor care sunt în nevoie. Rostul nostru nu e să stăm toată ziua să ne uităm. Domnul spune, nu-i treaba voastră să stați să vă uitați, să vedeți vremurile și soroase. Să vadă datele, să se uite tot timpul cu ochii înspre cer, să vadă nu știu ce planetă s-a mai apărut, nu știu ce lună sângerie, tot felul de teorii de genul ăsta. Rostul nostru e să ne întoarcem privirea în jurul nostru și prin Duhul lui Dumnezeu să manifestăm dragostea lui Dumnezeu, ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu, să o manifestăm în jurul nostru, prin mâna noastră întinsă, prin ajutorare, prin tot ceea ce facem, să reflectăm ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru asta! Dumnezeu a revărsat Duhul lui cel Sfânt în noi, nu ca să stăm ca niște stâlpi, bă, ești botezat în apă, ești botezat cu Duhul Sfânt, ce faci? Vii la biserică, te uiți în sus, nu. Noi n-am primit Duhul lui Dumnezeu pentru asta. Noi am primit un duc de înfiere, spune Biblia, care ne dă puterea să-i spunem lui Dumnezeu Abba, adică tăticul nostru din ceruri. Noi nu avem puterea asta prin forțele noastre și eu mărturisesc în dreptul meu că n-am puterea asta prin forțele mele să trăiesc la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu e cel care prin Duhul lui cel Sfânt îmi dă putere. Și pe drumul acesta, în încercării mele de a fi asemănător cu Hristos, falimentez de foarte multe ori, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi spune, cel neprihănit de va cădea de 7 ori, se va scula iarăși și privesc înainte, spre El. Am primit Duhul Sfânt, nu să privesc doar în sus, am primit Duhul Sfânt să mă uit la viața mea, să recunosc în viața mea că sunt o grămadă de lucruri care trebuie corectate, că Duhul Sfânt e cel care mă convinge că sunt vinovat. Și am primit Duhul Sfânt să mă uit la mine, să realizez că sunt un simplu păcătos înaintea lui Dumnezeu, să mă pocăiesc nu doar o dată în viață, ci de fiecare dată că realizez că sunt slab, că sunt neputincios, că n-am nicio putere prin forțele mele și prăbușit în fața Sfințeniei lui Dumnezeu să spun, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt recunosc că sunt un simplu păcătos, dar am nevoie, Doamne, tot de Duhul Tău cel Sfânt care să mă ajute să mă ridic. Am nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să mă ajute să-i ajut pe alții. Și apoi Biblia ne vorbește despre roada Duhului Sfânt și ne vorbește despre darurile Duhului Sfânt și toate darurile
darurile Duhului Sfânt nu sunt nimic altceva decât manifestări ale lui Dumnezeu în noi, spune Biblia, spre folosul altora. Noi n-am primit Duhul Sfânt ca să dormim în biserică. Tu n-ai primit Duhul Sfânt să stai pe rândul 4, să-ți faci aer sau să dormi sau să mai vii din când în când. Tu n-ai primit Duhul Sfânt să privești toată ziua pe net, să vezi când se termină lumea. Nu, nu, nu. Tu ai primit Duhul Sfânt să te uiți la tine și Duhul Sfânt să te convingă că ești un simplu păcătos. Duhul Sfânt să te convingă că ai o singură șansă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Să înțelegi că singurul care te poate salva este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și tu ai primit Duhul Sfânt ca prin Duhul Sfânt să-i ajuți pe ceilalți, prin Duhul Sfânt să propovăduiești Evanghelia, prin Duhul Sfânt să spui altora, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți poate schimba viața și cuvintele acestea simple, rostite de tine, pot străpunge inima ascultătorului, nu pentru că le-ai spus tu bine, nu pentru că ai fost un bun orator, nu pentru că ai avut o autoritate specială, ci pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează la mintea și la inima celor care ascultă. De ce stați și vă uitați? E vremea să ne uităm la noi și în jurul nostru. Aș vrea să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu și vă invit să stăm în picioare. Invit în față echipa de închinare, împreună cu corul, probabil. Aș vrea să privim la Dumnezeu, acolo unde sunteți. Aș vrea să închideți ochii. Am privit în această zi împreună la evenimentul acesta al coborârii Duhului Sfânt. Am văzut la explicația acestui eveniment. Și apoi am văzut că la final Dumnezeu lucrează printr-o evangelizare extraordinară. Duhul Sfânt se leagă întotdeauna de crucea lui Iisus Hristos. Și vom proclama împreună în această zi ceva care are legătură cu asta. Prin Duhul Sfânt vom spune, Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, vă aduc aminte. Astăzi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt. Spuneți-i voi cum vreți. Puteți să-i spuneți Rusalii, nu-i păcat să spui Rusalii, chiar dacă unii se potignesc cu cuvântul ăsta. Poți să-i spui Cincizecime, cu toate că Cincizecimea era sărbătoarea evreiască despre care v-am vorbit. Important e să înțelegi că noi astăzi sărbătorim un Dumnezeu care coboară în biserică prin Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt aduce viață. Și Duhul Sfânt te face să te vezi cum ești. Și tot Duhul Sfânt e cel care îți dă putere să mergi mai departe. Haideți să cântăm, să ne închinăm lui Dumnezeu și să vorbim prin cântecul nostru despre Iisus Hristos care este Domnul. Și...